soț și tată. Doamna Shelby plecase. Eliza stătea pe verandă și urmărea cu ochii trăsura care se depărta. O mână îi se așeză pe umăr. Tresări ușor și se întoarse brusc. Un strălucitor surâs îi lumină fața. George, tu ești, m-ai speriat. O, sunt fericită că te văd. Doamna lipsește toată seara. Hai, vină în camera mea. Spunând aceste cuvinte, se îndreptară spre o cameră drăguță lângă vestibul, unde de obicei stătea toată ziua când lucra. O, sunt atât de fericită, dar tu de ce ești trist? Uite ce măricel s-a făcut Henry. Nu-i frumos? Spuse Eliza mângâindu-i buclele mătăsoase și sărutându-l. Mai bine nu s-ar fi născut, spuse George cu amărăciune. Mai bine nu mă nășteam nici eu. Surprinsă și înspăimântată, Eliza se așeză și, aplecând capul pe umărul bărbatului, izbucni în lacrimi. E urât din partea mea, sărmană ființă, că te fac să suferi atâta. O, de ce m-ai cunoscut? Ai fi putut fi atât de fericită, șopti el cu vocea foarte duioasă. George, cum poți să vorbești așa? Ce ți s-a întâmplat? Ce este? Am fost atât de fericiți până acum. Da, draga mea, am fost fericiți, zise George. Apoi, luând copilul pe genunchi, îl privi fix în ochii negri, mângâindu-l pe cap. Cât îți seamănă? Și ești cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată și cea mai bună pe care am dorit să o cunosc și totuși aș fi vrut să nu te fi cunoscut niciodată. George, cum poți? Da, Eliza, mai mizerie. Viața mea e mai păcătoasă decât a unei râme. Viața asta mă înghite, sunt un biet sclav pierdut și părăsit. Și te târăsc în căderea mea și pe tine. Asta-i totul. De ce încercăm să mai facem câte ceva? De ce mai învățăm câte ceva? Să fim cineva? La ce-i bună viața? Aș vrea să mor. Scumpul meu, George, acum înțeleg că nu-i bine. Știu ce mult te-a costat pierderea locului de la fabrică. Știu că ai un stăpân nemilos. Dar te rog, mai ai puțină răbdare. Poate că... Răbdare? Strigă el întrerupând-o. N-am avut răbdare. Am spus vreun cuvânt când a venit și m-a luat fără niciun motiv de acolo de unde toți erau buni cu mine? Lua tot profitul muncii mele și toți spuneau că muncesc bine. Asta e într-adevăr groaznic, dar, în definitiv, e stăpânul tău, știi bine? Stăpânul meu. E, cine l-a făcut stăpânul meu? Mă gândesc la mine. Sunt și eu un om ca și el. Valorez mai mult ca el. Știu să muncesc mai bine decât el și să conduc treburile mai bine ca el. Citesc mai bine, scriu mai bine și am învățat toate eu singur, fără să-i datorez nimic. Am învățat chiar fără voia lui. Și acum, cu ce drept vrea să facă din mine din nou un animal de povară, să mă smulgă de la lucrul pe care îl făceam bine pentru a mă pune să fac muncă de vită? Știu ce vrea. Vrea să mă doboare, să mă umilească. De aceea mă întrebuințează la treburile cele mai josnice și cele mai umilitoare. George, mă sperii? Nu te-am auzit niciodată vorbind astfel. Mi-e teamă să nu faci cine știe ce. Înțeleg ce simți, dar fii cu băgare de seamă. Din dragoste pentru mine și pentru Henry. Am fost prudent și am fost răbdător, dar din zi în zi răul crește. Carnea și sângele nu pot să mai suporte. Nu scapă nicio ocazie să nu mă tortureze și să nu mă insulte. Credeam că îmi va fi posibil să muncesc ca lumea și să trăiesc în pace. Să am puțin timp ca să citesc și să învăț lucruri noi în afara orelor de muncă. Nu. Cu cât duc mai mult greul, cu atât mă încarcă mai mult. Spune că vede el, cu toate că nu spun nimic, că am pe dracu în mine și are ambiția să mi-l scoată. Ei bine, da. Într-una din zilele astea dracul va ieși, dar într-un fel care nu-i va plăcea deloc. Scumpule, ce ne vom face? Spuse Eliza plângând. Numai târziu decât ieri, spuse George, pe când încărcam o căruță cu pietre, tânărul stăpân, domnul Tom, care era acolo, trosni din bici pe la urechile calului, care s-a speriat. L-am rugat foarte politicos să înceteze. Dar de unde? Am reînnoit rugămintea, însă el s-a repezit la mine și m-a lovit. I-am prins mâna. A început să strige sălbatic, m-a lovit din nou și alergă spre tatăl lui, spunându-i că-l bat. Acesta deveni furios, spuse că mă va învăța minte ca să știu cine-i stăpânul meu. Mă legă de un pom, tăie vergi și spuse tânărului domnișor că putea să mă lovească până va obosi, ceea ce și făcu. Fruntea sclavului se posomorâ. O flacără-i țâșni din ochi. Eliza a tremura. Cine l-a făcut pe omul acesta, stăpânul meu? Murmură el din nou. Iată ceea ce vreau să știu. Dar, spuse Eliza cu tristețe, eu am crezut totdeauna că trebuie să ascult pe stăpânii mei.
Poate că tu ai dreptate în ceea ce te privește. Ei te-au crescut ca pe copilul lor. Te-au hrănit, te-au îmbrăcat, te-au tratat bine, te-au învățat. Astea le dă drepturi. Dar mie? Lovituri de picioare, pumni, insulte și înjurături. Câteodată părăsit cu totul. Iată ce-i datorez. Mi-am plătit întreținerea însutit, dar nu mai vreau să sufăr. Nu, nu mai vreau. Eliza tremura și tăcea. Nu-l văzuse niciodată pe George în starea aceasta și toate ideile ei de supunere se clătinau sub uraganul acestei pasiuni. Știi cățelușul pe care mi l-ai dat? Era bucuria mea. Noaptea dormea cu mine. Ziua mă urmărea peste tot, mă privea cu dragoste, ca și cum ar fi înțeles suferințele mele. Zilele trecute, pe când îl hrăneam cu câteva rămășițe la ușa bucătăriei, stăpânul ne văzu și, spunându-mi că hrăneam un câine pe socoteala lui, îmi ordonă să-i leg o piatră de gât și să-l arunc în gârlă. George, n-ai făcut-o, desigur. Eu? Nu, dar a făcut-o el. El și cu Tom îl omorâră cu pietre. Bietul câine mă privea trist și se mira că nu vin să-l apăr. M-au biciuit că n-am ascultat. Dar ce importă oare asta? Stăpânul meu va ști că eu nu sunt dintre aceia pe care biciul îi încovoaie. Va veni și ziua mea, să ia seamă. Ce o să faci? George, să nu faci ceva necugetat. Ascultă, în ultimul timp stăpânul mi-a spus că a făcut rău că m-a lăsat să mă însor în afară de ferma lui, că nu se are bine cu Shelby pentru că sunt orgolioși și cu nasul în sus. El spune că tu îmi bagi în cap să fiu mândru, că nu mă lasă să vin pe aici și că o să-mi dea o altă femeie cu care să mă stabilesc la el. La început s-a mulțumit numai să murmure. El însă mi-a spus că trebuie să o iau pe Mina la mine, că dacă nu vreau, mă vinde dincolo de râu. Totuși, suntem căsătoriți la preot, la fel ca și cum ai fi fost alb, spuse Eliza cu naivitate. Eh, nu știi că un sclav nu poate să se însoare? Așa e legea. Nu poți să te păstrezi ca nevastă dacă el vrea să ne despartă. Iată pentru ce mai bine nu te cunoșteam. Iată pentru ce mai bine nu mă nășteam. Era mai bine pentru amândoi și pentru copilașul acesta pe care îl așteaptă aceeași soartă. Stăpânul meu e așa de bun. Da, dar cine știe? El poate să moară și copilul poate să fie vândut cine știe cui. La ce-i servește că e așa de frumos, vioi și inteligent? Mă spun eu, Eliza, fiecare calitate a copilului îți va străpunge inima cu o durere. Aceste cuvinte se împlântau ca niște pumnale în inima femeii. Fantoma vânzătorului de sclavi trecu prin fața ochilor săi. Ca și cum ar fi primit lovitura de moarte, chipul său păli și îi se tăie respirația. În timpul acesta, copilașul neștiutor se juca liniștit. Eliza ar fi vrut să-i împărtășească lui George temerile pe care le avea, dar nu mai îndrăzni. Nu, gândia, să nu-i mai adaug încă o greutate la cele pe care le are de dus bietul om. Nu, nu o să-i spun nimic și afară de asta cred că stăpâna mea nu m-a înșelat. Hai, Eliza, dragă mea, curaj și rămas bun, spuse bărbatul cu tristețe. Mă duc. Te duci? Te duci. Unde, George? În Canada, spuse el înfrânându-și emoția, și când voi fi acolo te voi răscumpăra. Este ultima speranță cine mai rămâne. Ai un stăpân bun și n-o să refuze să te vândă pe tine și pe copil. Ce nenorocire! Și dacă te prinde? Nu voi fi prins, Eliza. Voi muri mai înainte. Voi fi liber sau mort? O să te sinucizi? Nu va fi nevoie, mă vor omorâ ei. George, din dragoste pentru noi, te rog, fii prudent, să nu intri în păcat, să nu ții nici viața ta și nici a altuia. Da, da, Eliza, dar ascultă planul meu. Stăpânul m-a trimis azi cu o scrisoare la domnul Seymour, care locuiește la o milă mai departe. Desigur că se așteaptă să vin aici și să mă plâng de tot ce îndur, mai ales de hotărârea de a mă despărți de tine. Dar eu mă voi întoarce resemnat ca și cum lucrurile ar fi aranjate. Am câteva pregătiri de făcut, voi fi ajutat și în 8 zile voi fi printre cei care lipsesc la apel. Haide, rămas bun, zise George, strângând mâinile Elizei și privind-o în adâncul ochilor. Bărbatul și soția se despărțiră.